începând cu luna ianuarie, se observă un aflux mai mare a numărului de călători către transportul public local. Sunt, să spunem așa, două fenomene. Pe de o parte, oamenii trec pe abonamente, de pe bilet pe abonamente. Avem vânzări mult mai mari de abonamente, spre exemplu, persoanele care nu beneficiază nicio reducere, ci majoritari. Undeva la 52-53% o creștere, ceea ce este foarte imens. Mult. Noi mereu comparăm cu luna precedentă anului trecut. La fel, în pensionare. În ianuarie am avut o 54%. Nu avem datele complete pentru februarie, dar este undeva la 62% creșterea numărului de pensionari care, pentru că ei beneficiază de abonamente speciale. Un pensionar, spre exemplu, plătește 37,5 lei abonamentul pe o lună pe toate liniile. La elevi a devenit oarecum la modă să călătorești cu autobuzul, ceea ce ne bucură foarte mult. Creșterea numărului de călători vine din cel puțin trei motive. Unul dintre ele, o bună acoperire teritorială. Noi avem o foarte bună acoperire teritorială. Practic, aproape toate zonele orașului sunt acoperite. Noi avem, spre exemplu, în momentul de față, 9 linii de autobuze mici, toate electrice și acestea. Foarte rar mai folosim diesel pe traseu, suntem aproape integral electric, transportul nostru ceva este aproape integral electric. Și asta ne permite să oferim șansa de un acces la transport și acestor oameni. Spre exemplu, nu știu, o zonă ca Alea Dumbrăvii. A fost o zonă care a fost câmp, acum este un oraș distinct, dar în acest oraș nu au oameni, nu știu, o grădiniță acolo. Dezvoltarea asta urbană haotică care s-a întâmplat în toate orașele, nu doar în România, ci același lucru găseam și la Torino, au fost recent cu un proiect. Aceleași probleme sunt peste tot. Fac ca să existe un aflux mai mare de călători. Autobuzele electrice noi și bine întreținute sunt, de asemenea, atractive pentru călători. Transportul în Suceava este unul care se desfășoară cu autobuze noi. Aproape toate autobuzele noastre sunt autobuze noi. Le spălăm în fiecare noapte, cu excepția situațiilor că, nu știu, sunt minus 18 grade în timpul nopții și nu putem să le spălăm. Până pe la minus 6-7 grade, noi avem o spălătură automată, ne costă sub 3 lei să spălăm un autobuz pe exterior, spre exemplu. Avem și o echipă care le spală în interior și atunci, din perspectiva asta, nu putem spune că nu sunt curate. E adevărat că un autobuz care este la 4:20 pe traseu, într-o zi mohorâtă, la ora 9 nu va arăta perfect curat. Un autobuz face mulți kilometri în fiecare zi. Oamenii poate nu-și dau seama, făcând comparația cu mașina personală și în anumite situații, acel autobuz nu va arăta perfect la ora 9:10 sau la amiază. Uneori, chiar și în timpul amiezii, le mai spălăm o dată. Camerele de supraveghere din mijloacele de transport în comun, care dau un sentiment de siguranță, sunt și acestea un atu. Am avut părinți care au spus, mi-a povestit copilul că, nu știu, a fost abordat de cineva în autobuz. Și de fiecare dată în astfel de situație îi invităm să vină să vadă ce s-a întâmplat exact. Un autobuz mare are 8 camere de luat vederi, atât audio cât și video, o rezoluție chiar foarte bună și poate să vină să vadă exact dacă a fost implicat copilul într-o altercație. Camerele de supraveghere sunt utile și pentru gestionarea situațiilor în care șoferii de autobuz sunt reclamați pentru comportament necorespunzător. Avem o comisie de disciplină, orice reclamație pe care o primim este cercetată, se iau camerele din acea cutie neagră a autobuzului, se iau imaginele, se analizează și se iau măsuri. Am avut până în momentul de față, în ultimele 5 luni practic, 3 angajați care aflați în diverse faze de cercetare disciplinară, după ce au luat eventual una sau două sancțiuni și au dat demisia. Noi nu putem să luăm măsuri drastice de la prima abatere, pentru că riscăm după aia în instanță să fie contestată decizia și atunci cumva sancțiunile se iau gradual. Dar în timpul acestor proceduri, de multe ori șoferii respectivi sau angajații respectivi, nu e vorba doar de șoferi, își dau demisia. Orice incident petrecut în autobuze sau stații poate fi sesizat la telefonul călătorului, adică la numărul de telefon 0742 264 158.